AHC Dunărea Călărași se pregătește intens pentru debutul noului sezon al Ligii Naționale de Handbal Masculin. Echipa antrenată de Caslav Dincic și-a măsurat în weekend forțele cu Dinamo, campioana în funcție chiar pe terenul câinilor. A fost un test util pentru ambele echipe, încheia nedecis 33 egal după ce la pauză Dinamo a avut un gol avans, scor 17-16. Ca joc, noi suntem, conducerea tehnică, suntem mulțumiți ca joc. Am avut un început greu, am discutat cu băieții și la time-out și la pauză cu ei în vestiar. Iar s-au remediat câteva lucruri, mai avem și altele de remediat. Jocul nu a fost, a fost mulțumitor, să spun. A fost un meci special pentru Alin Șania, care și-a reîntâlnit foștii colegi. Alin Șania a părăsit în vară Dunărea cu destinația Dinamo. Anul ăsta va fi un sezon foarte greu pentru noi. Toate echipele vor vrea să câștige cu echipa campioană. Multe echipe s-au întărit, dar eu sunt convins că avem o echipă în lot foarte bun și vom face față cu brio atât în campionat cât și în cupele europene. Dunărea Călărași va participa în această săptămână la turneul amical Cupa Odorheiului, alături de gazda HC Odorhei, Steaua și HC Adrian Petrea.